Biserica Parohiei Sfânta Treime din Zalău și-a sărbătorit astăzi hramul cu acest prilej. În mijlocul preoților și credincioșilor s-a aflat preasfințitul Părinte Petroniu, episcopul Sălașului, care a săvârșit Sfânta Liturghie. La hramul locașului de cult ocrotit de Sfânta Treime au participat credincioși de la mai multe parohii ale municipiului Zalău. Preasfințitul Părinte Petroniu, episcopul Sălașului, a săvârșit Sfânta Liturghie în altarul de vară al parohiei. După Marea Unire de acum 100 de ani, prima biserică ortodoxă construită în Zalău a primit ca și hram Sfânta Treime, datorită faptului că România avea atunci 3 provincii unite într-o singură țară. Astăzi, cu prilejul hramului, am săvârșit Sfânta și Dumnezeiască Liturghie în această biserică, bucurându-ne împreună cu cei doi preoți aici, precum și cu bunii enoriași. Dumnezeu să-l ajute tuturor! Un profesor din vremea aceea, un profesor din zona noastră, spunea: Biserica Ortodoxă din Zalău este o biserică frumoasă, mică, dar veselă. Ea trăiește. Într-adevăr, ea trăiește și este vie prin credincioșii ei, pe care îi educă în credința noastră creștinească, în virtuțile și roadele Duhului Sfânt, dragostea, bucuria, pacea, îndelungă răbdarea, bunătatea, credința, facerea de bine, blândețea și curăția, cum spune Sfântul Apostol Pavel. Mulțumim Bunului Dumnezeu că ne-am vrednicit astăzi să fim prezenți într-un număr atât de mare la hramul bisericii noastre, Sfânta Treime. Noi credincioși acestei biserici mulțumim Bunului Dumnezeu pentru darurile sale care le trimite asupra noastră, darul de viață, darul de sănătate, darul iubirii de oameni. Biserica Sfânta Treime din Zalău a fost construită în perioada 1925-1927 după planurile arhitectului Alexandru Florian Six, fiind primul locaș de cult românesc din cărămidă ridicat în oraș.